Ilie Cioară, viață irațională. Corpul fizic, întreg trupul, dublat de forța vitală, are în propria structură înțelegere reală. Își cunoaște necesarul pentru buna viețuire, lipsurile ca substanțe în firească lui hrănire. Foamea, setea, semnalizate de simțuri, îi spune cât să consume urmărind proprii impulsuri. Munca, precum și odihna, la fel, precis conturate, asta e realitatea prin efecte revelate. De a fi, practic, receptivi la acest asociat, cu mintea noastră smerită, onest cu adevărat, l-am privit și înțelege cu respect și apreciere, dându-i toată libertatea în firească asociere. Vom avea corp sănătos, mai puține griji mentale, pe răboj, un șir de ani, ca și succese reale. De ce nu se întâmplă astfel? Cine este vinovat? Nu e dificil răspunsul, a fost deja relevat. Mintea condiționată de trecut, imagini moarte, care se cer repetate prin plăceri nenumărate. Plăcutul cel gustativ conduce la lăcomie, bietul corp supraîncărcat suferă de inerție. Organele implicate mult peste capacitate obosesc și în scurtă vreme ele devin chiar inapte. În a lor funcționare cu depuneri de deșeuri, asta se întâmplă frecvent prin greșite înțelesuri. De egouri derutante, viață irațională, mentalul deci vinovat de întreaga vânzoleală. Faptul înțeles ca fapt și corect întâmpinat se dezagregă spontan și în gol omul integral. Funcționând ca întreg, orice abuzuri dispar, corp și psihic la oaltă descoperim propriul har, de ființă desăvârșită manifestă ca iubire, acesta ne este fondul de înțeleaptă viețuire.